Salut și bine ați venit la partea a treia din seria Cum să faci bani pe TikTok, 7 metode testate. Nu trebuie acum să mergeți să vedeți celelalte două părți, uitați-vă la video acesta până la capăt și apoi mergeți să vedeți partea a întâi și partea a doua. A treia metodă este să faci bani din vânzarea de produse și servicii pe TikTok. Probabil îl știți deja cu toții pe Cristian Chifoi, care este foarte activ și pe TikTok. Practic, el pe TikTok a început să devină popular și are 400.000 de urmăritori și 12 milioane de like-uri. Iar ce face el este să vândă cursuri online de făcut bani. El vorbește despre antreprenoriat, cripto, bursă, investiții și așa mai departe, deci a făcut niște cursuri online exact pe tema aceasta. Un alt exemplu este Repede Art, are și el aproape 700.000 de urmăritori și 12 milioane de like-uri. Acum vreo 3 ani el era foarte popular pentru clipurile de semnături, în care făcea semnături cu numele oamenilor din comentarii. Și ce face el? Vinde pe internet semnături, cărți de vizită, agende, instrumente de scris și așa mai departe. Deci vinde produse sau servicii exact pe nișa lui. Și încă un exemplu ar fi QWERTYKEY. La fel, aproape 700.000 de urmăritori și el are 40 aproape de milioane de like-uri, 38 de milioane, în comparație cu Repede Art, care la același număr de urmăritori avea 12 milioane de like-uri. În fine, și ce vorbește el despre tastaturi și tehnologie și ce vinde exact asta. Tastaturi, keycaps, mouse-uri, switch-uri și alte accesorii din domeniul acesta. Și ar mai fi și Flavizio, care el vorbea despre cafea și dintotdeauna nișa lui a fost cafeaua și apoi a început să vândă cafea și și-a făcut chiar și o cafenea în Cluj. Deci dacă conținutul tău este bazat pe o anumită nișă, pe un anumit domeniu, atunci poți să vinzi produse fizice sau servicii sau produse online în acel domeniu. Prin produsele virtuale mă refer la e-book-uri, cursuri video, consultanță sau merch personalizat, tricouri, căni și așa mai departe. Până și îmi place să mănânc, care este cunoscut pentru mâncare, vinde tricouri și alte obiecte cu textele lui păstă medie sau alunecă pe gât în jos. Sau poate că ai deja o afacere, fie ea că este online sau în viața reală, și atunci TikTok-ul poate fi locul perfect să o promovezi. Dacă ai o afacere și vrei să te apuci de TikTok, dar nu ai pe cineva care să creeze video și să le editeze și ai nevoie de ajutor, atunci contactează-mă pe mine pe Instagram, radu.apostu, și vom discuta acolo mai multe detalii. Eu creez conținut și pentru conturile de firmă. Dați voi un subscribe ca să știți când postez. Salut!